Expoziția temporară de la secția de istorie arheologie a fost realizată de specialiștii Muzeului Olteniei în colaborare cu cei de la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale din Dolj. Este vorba de interferențe istorice româno-britanice în Oltenia. Colegii mei de la secția istorie arheologie au lucrat foarte mult la această expoziție și vă mărturisesc că am fost surprins să găsim atât în arhiva, în patrimoniul Muzeului Olteniei, cât și în arhiva Serviciului Județean Dolj al Arhivelor Naționale, importante documente despre relațiile româno-britanice. Ne bucurăm că astăzi domnul ambasador vizitează Muzeul Olteniei și vreau să vă spun că acest muzeu este una dintre cele mai frumoase instituții aflate în subordinea Consiliului Județean, un muzeu în care au fost investiți foarte mulți bani, un muzeu care a fost ajutat să ajungă ceea ce este acum de către Consiliul Județean Dolj. De asemenea, domnule ambasador, vreau să vă adresez salutul întregii conducerea Consiliului Județean Dolj. Știm că ieri ați avut o întâlnire și cu domnul președinte. Ne bucurăm că sunteți astăzi alături de noi și vă garantez că ați ales să vizitați un muzeu de elită despre care cu siguranță veți mai auzi. Printre primii vizitatori ai expoziției Interferențe istorice româno-britanice în Oltenia a fost și ambasadorul Marii Britanii în România, Paul Brumel. Aș dori să mulțumesc mult deosebit gazdelor, dar și Consiliul Județean Dolj și a Serviciului Județean Dolj a Arhivelor Naționale pentru organizarea acestui vernisaj. De asemenea, mulțumim special tuturor celor prezenți. Vă voi prezenta câteva momente din istorie care evidențiază legăturile strânse dintre Marea Britanie și cea hospodată Mica Valachie. Călătorii britanici s-au perindat prin Craiova, prin cupregădere între perioada unirii principatelor și au instaurarii monarhiei. Ambasadorul britanic a făcut turul expoziției și unde a fost cazul și-a luat notițe. Fotografie cu Nicolae Tătărescu în partea de jos, de asemenea sunt două cărți din biblioteca personală a lui Nicolae Tătărescu, de altfel cea din partea de sus are pe pagina de gardă o dedicație adresată de autor lui Nicolae Tătărescu, cea de 1928. Excelența sa, Paul Brumel, a participat și la deschiderea Festivalului Internațional Shakespeare.